acum 2 ani de zile s-au făcut din 14-16 echipe. Da, eu sper totuși să se facă 18 echipe și să se salveze din nou Dinamo. Glumesc. Însă ceea ce s-a petrecut în seara asta este efectul ultimilor ani. Și îmi permit să Dane, tu ai scris chiar un articol de curând, nu? Mai multe, da. Am scris și despre Dinamo. Mai multe, dar ai scris și de situația financiară. Da. Și ai fost contrazis de cineva care n-avea niciun pic de dreptate. Dar nu vreau să intru în polemica asta. Eu aș vrea să spun următorul lucru. Acum este doar un efect. Cauzele sunt mult mai vechi. Nu-mi permit să le... Stai că eu am și probleme acasă, că am niște câini adevărați și nu mă lasă în pace, știi? Dar ăștia sunt câini, nu ca aia 57 care au adus în ultimul an și au încercat și 5 antrenori. Sunt câini adevărați, mai băgrau îi băgam pe intere. Deci am să spun faptul că în fotbal românesc există o triadă de apucături, le-aș spune eu, unele. Prima este chiar onorabilă. Și chiar scriam la ultima carte, acum vreo două nopți, că unul din primele exemple care au intrat în fotbal pentru a se face cunoscut a fost, dacă nu mă înșel, și văd că l-aveți și pe maestru Voichin acolo cu care am lucrat, îl salut, probabil că are memoria mai bună decât mine. Cred că a fost Dinel Staicu, care din polițist de economic la Craiova, care punea cătușe și lua șpaga, a devenit proprietar de echipă. Ori fenomenul s-a acutizat, s-a dezvoltat și a devenit hidos în ceea ce înseamnă fotbalul de club din România. În sensul că, dacă se vorbește de triade la maniera rea în diferite organizații nefaste ale lumii, există și fiecare ar trebui să judece pe funcțiile pe care a trecut pe la club, dacă nu cumva se identifică cu trei mari defecte. Primul este o calitate incontestabilă care o au și de care s-au folosit în termenii existenței de astăzi, și anume faptul că țineau cu echipele respective și le plăcea fotbalul. După care încep două aspecte extrem de periculoase și care ne-au dus cu fotbalul de club și pe Dinamo în ultimii ani în situația respectivă. Și anume, al doilea este că această incontestabilă afinitate față de o echipă au încercat să o îmbină cu profitul propriu financiar. De exemplu, ca să faci 53 de contracte într-un an sau 57 la Dinamo și fel de fel de impresari de unde fug, și așa nu avem bani, dar fug vreo 30% din banii bugetelor din bugetele cluburilor, este extrem de periculos. Deci au îmbinat, hai să spunem așa, plăcutul cu utilul personal. Și asta s-a întâmplat în ultimii ani și la Dinamo. Vă rog frumos, nu mă puneți să-i număr, că sunt mulți. Încă o dată spun, nu mă puneți să-i număr, că sunt mulți când a existat lucrul ăsta. Iar al treilea, hai să zic, la triadele astea japoneze, dar s-au petrecut în România, care este cel mai înfiorător și care a creat cele mai mari prejudicii, este că foarte rapid acești incontestabili suporteri de echipe, incontestabili oameni care și-au ales pe lângă ei numai yes men care să-l comande și să-l execute orbește niște ordine derizorii și care nu aveau nimic comun cu realitatea, au devenit peste noapte specialiști în fotbal. Uite, aveam o discuție cu cineva, eu am scris un articol de sentiment, de dragoste, sperând că poate fi mișcată într-un fel atitudinea jucătorilor, dar al treilea aspect care a fost extrem de periculos și se petrece în fotbalul nostru
oameni care nu au de-a face cu acest joc, doar că le place jocul sau le place o anumită echipă, au luat sau amestecat și au luat și decizii de achiziții și decizii de evoluție a echipei și decizii de componență a echipei și au mers până acolo încât chiar și-au dat cu părerea despre dinamica fotbalului. Acest lucru i s-a întâmplat și la Dinamo și explică totul. Încă o dată vă rog frumos, nu mă pune să număr anii, că nu e chiar de curând. Deci acesta este un aspect extrem de periculos care domină fotbalul nostru. Și sigur, Dinamo a trecut și pentru o perioadă nefastă, toată nenorocirea asta cu spaniolii ăștia, faptul că n-a existat un cap limpede care să conducă, s-a ajuns la un administrator judiciar, care e un om care încearcă să-și facă meseria, după părerea mea, dar la un administrator sportiv care, din punct de vedere al pregătirii, este realmente a fost și s-a dovedit doar un felcer fotbalistic, pentru că eu astăzi n-am înțeles, n-am deslușit niciun fel de concepție de joc, de afinitate, de combinație, de dinamică premeditată. Sunt lucruri, pentru că tot îl ai pe domnul Volchin acolo, cu care le discutam când eram colaborator la Fanatic și el le știe. Dar în ziua de astăzi, dacă te-a pus să vorbești adevărul, ești imediat blamat și aruncat deoparte, pentru că domină plastografia meserilor și, bineînțeles, banul cu orice preț, fără niciun fel de scrupul. Dumneavoastră, deci, ce credeți, domnul Dinu? Dinamo va exista și, dincolo de această retrogradare, mă refer pe termen, evident că va exista la un moment dat, dacă ar fi chiar să ajungă în faliment. Dar credeți că va merge în Liga a doua, proiectul va continua în această insolvență sau vedeți viitorul pe termen scurt foarte improbabil și credeți că falimentul e ceea ce o paște pe Dinamo? Știi, mă provoci că eu, voi știți foarte bine că eu așa am și ceva sânge sârbesc în mine. Există celebru, mai trăiește încă, mai are umor, mai citesc din când în când despre el, există celebru creator și regizor Emil Custurița, care e o combinație foarte interesantă de sârb cu bosniac și așa mai departe. Ori el are, am stat de câteva ori cu el la masă, a fost foarte plăcut. E adevărat că eu atunci eram invalid de pahar, iar el era pe Șlibovița, avantaj el. Și care spunea superb, zice, domne, aici la noi în Balcani, când a plouat cu prostie și cu răutate și cu furtișag, oamenii au stat cu umbrelele închise. Un aspect. Și al doilea aspect spune, zice, și bun, și care e situația? Care, păi zice, viitorul e groaznic, prezentul este în viitor, trecutul este groaznic, prezentul este în viitor, înfiorător, bine că nu există viitor. Deci Dinamo, într-un anumit fel, se apropie de această ultimă premoniție hazlie a lui Emil Custurița. Nu știu ce se va întâmpla. Cert este că atunci când au fost ascultate niște sfaturi de la niște oameni care sunt legați de Dinamo, știu ce-i cu fotbalul și știu, de exemplu, că o concepție de joc se poate pregăti dacă lucrezi 10-12 ore într-un ciclu săptămânal, numai combinații, indiferent dacă ele sunt pe benzile laterale, în zona centrală sau eu știu, de mai complex, de mai mare complexitate, dar o astfel de concepție de joc devine cu adevărat eficientă după 8 luni de zile. Acum un an de zile, un an jumate când s-a salvat Dinamo, aduceți-vă aminte, hai să spun că a existat o inspirație, exagerez, o pun între ghilimele, divină, care, cu toată sinceritatea vă spun, am împărtășit-o, dar nu mi-a aparținut,
Și anume să plecăm de la adevărul din fotbal care spune, zice, bă, important este să nu primești gol, că după aia îmi dă noi un gol, cum spunea și Neatinel, Dumnezeu să-l ierte, argumentând de multe ori ceea ce se întâmplă des în fotbal, bă, ăsta e jocul dracului. Păi a tras Liverpool de 8 ori la poartă, a tras o singură dată de Real Madrid și cupa e la Madrid. Deci, din acest punct de vedere, mai intervine ceva care este foarte greu. Deci o concepție trebuie pregătită. Atunci Dinamo, după ce a pierdut 3 meciuri și era tot urin, a existat totuși o pâlnie de ureche deschisă care s-a conformat. Jucau cu 6 apărători centrali și au câștigat următoarele jocuri și s-au salvat. Aduceți-vă aminte că se juca cu Albentoza, cu Pulici, cu Grigore sau cu Ekman, era Anton, era Răuță și mai era un spaniol care nu vine acum în minte. Deci trebuie să adaptezi la situația lotului, a jucătorilor, al echipei și bineînțeles să pleci de la niște adevăruri incontestabile provenite de discuția despre cine a inventat fotbalul este foarte largă. Se pare că s-a jucat și China. Dar cel puțin englezii au 4 lucruri foarte clare. Kick and run, dai și pleacă, apoi au one touch, joacă dacă poți într-o singură atingere și mai au, două lucruri pe care le-a preluat, aduc aminte, generația profesorului Roșculeț după anii 50-60 când era IEPS-ul. Și acolo au scos o pleiadă de antrenori deosebiți. Mulți nu mai sunt între noi. Puiu Cosmoc, Mielu Voica, profesorul Dan de la Arad, Jackie Ionescu, profesorul Bârsan de la Iași și erau mult mai mulți, care aplicau tot două principii incontestabile care aparțin fotbalului și provin din ceea ce înseamnă mentalitatea britanică. Întotdeauna la fotbal trebuie să pleci de la antrenament la joc și de la antrenament la joc și se mai spune joci cum te antrenezi, ceea ce s-a întâmplat și în această seară la Dinamo. Spuneați că aveți câini pe unul dintre ei, care îl cheamă Merlin, nu? Da, Merlin e lângă mine. Merlin, el cum a suportat? Cum a suportat retrogradarea lui Dinamo? Deși el nu prea l-ați dus pe la stadion, nu era cum, nu e cum nu, era Mero, nu? N-am mai ieșit în ultimul timp, că n-am mai ieșit nici eu, că e nisipul pe clepsidrei vieții pe sfârșite, probabil. Dar Merlin, cum să spun, mă încumet să fiu foarte direct cu voi și, bineînțeles, sincer, ca de fiecare dată, chiar dacă unora nu le convine, nu e cazul vostru. Merlin, la ora actuală, îmi linge picioarele, doar aș mai pune ghete și cred că m-aș descurca, chiar dacă nu mai pot să fug, dar cel puțin am stat mai bine în teren decât haosul care a existat astăzi în așezarea de la Dinamo, în fața unei echipe modeste, care are vreo 5-6 jucători, dacă nu mă înșel, care provin de la celebrul turist, turnul Măgurele, al familiei Dragnea. Și asta spune cu totul de la sine, pentru că Clujul astăzi la cei jucători a jucat vreo 15 minute, a marcat un gol cu șansă, după care minge lungă nici măcar de urmărire ca la rugby. Ori Dinamo, din punctul ăsta de vedere, aș mai merge, aș mai spune ceva cu sinceritate, tot cu sinceritate. Mi se pare la ce s-a întâmplat, vă rog să rețineți, în Clubul Sportiv Dinamo, în ultimii 20 de ani, și știu ceea ce vorbesc, nu fac procese incriminatorii, nu pronunț nume, că n-are sens, dar să știu ce-i cu mușca pe căciulă. Unii, din păcate, nu mai sunt între noi. Au fost numiți niște șefi de secții care n-aveau nimic comun cu Clubul Dinamo. S-a ajuns, cum erau vremurile și cum se întâmplă de cele mai multe ori, în România, la ora actuală, că Dinamo, de exemplu, când a fost o președinte din 95 până în 2000, avea 84 de angajați. Acum are 384 care sunt masă votantă politic. Iar șefii de secție și de secții, în tradiția lui Dinamo, bine, era și altă educație, mai era și frică, mai era și lege
Și era un atașament extraordinar pentru echipe. Erau niște oameni atașați de sporturile respective, care aveau niște funcții, fie în cadrul Ministerului de Interne, și așa cum era după 90, pentru că s-a întâmplat lucrul acesta, cel puțin eu am adus lângă câteva echipe care au devenit imediat la loc campioane, respectând tradiția lui Dinamo, niște oameni atașați, oameni de afaceri corecți și care erau atașați de sporturile respective. Și am să vă dau un singur exemplu. Erbașul, de exemplu, care conducea echipa de basket. Apoi Johnny Popescu, care era, îi plăcea voleiul, era ajunul la SRI cu logistica și era șeful secției de volei. E, la ora actuală, eu cred că Ministerul de Interne, constatând ce s-a întâmplat în ultimii ani la Dinamo și că s-a ajuns la vreo 386, din care foarte mulți șefi de secții, dacă te uiți la conturile lor, îi înnebunești, a mers la o idee foarte bună. Bună, eu zic că inspirată. Să vedem dacă se va dovedi și bună. La ora actuală sunt vreo 10 inși aduși să conducă secțiile respective și sporturile respective, care au o anumită educație, eu sper naționalistă, patriotică, corectă, pentru că sunt absolvenți ai Universității de Poliție Alexandru Ioan Cuza. Sigur, specialiști probabil și în contrainformații. Eu aș încerca, așa, aducând gluma la extrem de data aceasta, să-i pun să cerceteze, măcar pentru că au acest exercițiu, care a fost concepția de joc, așezarea, mișcarea, dinamica lui Dinamo, nu numai în partida asta, ci și în ultimul timp.